Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Este pauză în Liga 1 pentru că Naționala joacă vineri seară în Finlanda, în Liga Națiunilor. E pauză în Liga 1, dar nu e liniște în Liga 1, cel puțin la cluburile importante nu e deloc liniște. CFR Cluj se pregătește să debarce antrenorul pe Dan Petrescu și să-l aducă pe Cosmin Contra, însă mai sunt multe lucruri de îndeplinit până să se facă această schimbare. La FCSB iarăși nu este liniște, echipa are rezultate foarte slabe în Liga 1, iar finanțatorul anunță că va schimba total strategia. Jucătorii de bază vor fi odihniți în Conference League și vor fi folosiți în Liga 1 pentru ca echipa să câștige puncte și să ajungă în play-off. În play-off unde pe locul 3 în momentul ăsta, dar cu un meci mai puțin disputat, cu care, în urma căruia, cu o victorie, ar putea să urce chiar pe primul loc, se află Hermannstadt, echipă nou promovată, singura echipă neînvinsă după 11 etape, mă rog, Hermannstadt are 10 meciuri până acum, și singura echipă care are un antrenor pe bancă neînvins în Liga 1, în 18 meciuri în care a stat pe banca unei echipe de Liga 1, Marius Măldărășanu nu a fost niciodată învins. El este în mod categoric antrenorul momentului în Liga 1. Hermannstadt este echipa momentului în Liga 1. Probabil că la echipă ar trebui să fie liniște în această perioadă, deși acum ceva vreme erau probleme cu banii. Vom vedea care mai e situația acum, însă probabil că e liniște, e foarte multă încredere după această serie extraordinară de rezultate. Mergem în dimineața asta și discutăm chiar cu antrenorul despre care vorbeam, Marius Măldărășanu. Bună dimineața, Marius! Bună dimineața! Mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră! Da, și eu îți mulțumesc! Ce faci? Însă, cum e în perioada asta? Așa, ia spune! Cum? Eu cred că antrenorul momentului este Gică Hagi, pentru că nici farul, sau nimeni nu s-a așteptat nici ca farul să fie pe poziția pe care este pe locul întâi. Este părerea mea. Acum, normal, okay. Lumea percepe că suntem o nouă promovată și de foarte multă vreme nu s-a întâmplat lucrul ăsta, ca o nouă promovată să fie după 11 etape pe loc de play-off. Aici este părerea mea și nu sunt modest. Eu cred că ești modest pentru că mă uit, de exemplu, uite, deci dincolo de faptul că Farul e o echipă care a câștigat un titlu cu Hagi pe bancă, ok, acum ceva vreme, nu anul trecut, Farul este însă o echipă care are un lot valorat, cotat la 10 milioane de euro, al șaselea lot ca valoare din Liga 1, în timp ce echipa ta are un lot care valorat, care totalizează 4,95 milioane de euro. Adică sunt mult, plus că echipa nouă promovată, mi se pare că e, nici nu încape discuție cine, da, mă rog, na, e... Nu-ți băgăm pe gât titlul de antrenorul momentului. Nu vrem să ți-l băgăm cu forța pe gât. Nu. Dacă tu spui că nu ești tu, ok, acceptăm, nu ești tu, e Hagi. Ce faci? Zi-mi cum e perioada asta pentru tine. Cât e pauză? Este o perioadă foarte, foarte bună. Acum e liniște, chiar este liniște. Am avut 3 zile libere pentru că știi foarte bine s-a întrerupt campionatul pentru această acțiune a echipei naționale. Avem timp să ne pregătim pentru următorul meci, meciul de cupă de la Brașov. Suntem bine. Cu banii, cum mai stau lucrurile în momentul ăsta? Știu că e prima întrebare pe care ai primit-o mereu la conferințe și spuneai, domnule, m-am săturat, dar e o întrebare care se trebuie așezată cumva într-un context. Da, păi, înainte puneau jucătorii în fiecare zi întrebarea asta, acum mi-o represa. Da, lucrurile sunt mai ok. Da. Acum vreo 3 săptămâni s-au plătit cele 2 salarii care erau restante. Okay. Mai sunt restante bonusurile de promovare și niște prime tot pe anul trecut pentru promovare. Să sperăm că cât de repede se vor plăti și acești bani. În rest, da, s-au plătit, știu, înainte de meciul cu UTA, s-au plătit niște prime pe luna iulie, care s-au acumulat. Au fost și niște bonusuri din partea patronilor, așa, ca să-i motiveze pe băieți. Adică lucrurile sunt pozitive față de trecut. Adică nu mai ai tu o atât de mare presiune să intri în vestiar și să stai să dai explicații? Da, crede-mă, eu am fost fotbalist și știu așa cum gândesc fotbaliștii și le-am tot spus că este important în anumite momente când sunt probleme să plătim ceva. Da. Adică să stăm să se acumuleze foarte multe datorii la jucători, pentru că apar o lună de salari, apare și a doua lună, apar prime, apar chirii și toate lucrurile astea vor face ca jucătorii să gândească zi de zi doar la bani. E, în momentul în care eu așa și
nu știu dacă lucrurile astea au început să se regleze, că m-au ascultat sau că nu m-au ascultat sau că au făcut-o, că au gândit-o ei, este perfect. Important este că se întâmplă și s-au plătit câte ceva, ceea ce, să spunem că îmi dă și mie o liniște în vestiar. Uh-huh. Însă mai apar așa, mai apare câte un jucător, doi, care vine și îmi spune vis-a-vis de bonusurile, pentru că sunt niște bani destul de mulți din spate, dar... care vine și spune cam cum era pe vremuri investiar la Rapid, domnule, nu ne dau ăștia banii. Și la un moment dat tu ai spus, zice, dar ridică-te mă și spune că uite, e aici, e domn președinte, ai povestit-o odată cu Robert Niță, care tot comenta, și la un moment dat ai zis, dar zi acum în gura mare, Robert, când e toată lumea de față. Știi cum e? Da, Robert era un băiat extraordinar și cam cum se întâmplă la fiecare echipă, așa, mai sunt jucători care nu prea vorbesc în fața antrenorului, a președintelui sau a patronului. Da. Atunci el în vestiar, și, bă, nu ne dau banii, bă, avem problema aia, bă, de ce nu ne dau aia, știi? Și la un moment dat am avut o ședință, a venit și Răzvan, cred că era și domnul președinte, domnul Copos, adică erau toți. Da. Și era toată echipa așezată așa pe scaune și Robert Niță era lângă mine și la un moment dat el avea o chestie și se apropie așa de mine și zicea, da, banii. Și atunci eu de față cu toți, dar Robert spune, uite, este domnul Copus aici, spune că ne dau bani. Și atunci au început tot să râdă, adică el săracul... Da, s-a roșit probabil că tot. Da. Nu, erau probleme și în perioada aia, nu știu... Și nu eram foarte înțelegător, nu că jucătorii noștri de la Hermannstadt nu sunt, au fost, dar parcă, repet, erau alte vremuri și când se plăteau banii, veneau toți banii odată, că și domnul Copos, cum era el așa, îi plăcea poate să ne țină de la mână, noi spuneam că jucăm cu frâna de mână trasă de multe ori, îi plăcea, după care, că venea domnul Dinu, că era Răzvan, vorbesc de perioada asta, ultima mea acolo, când venea și plătea două salarii. De exemplu, noi aveam discuții în aeroport, cred că la cafea, era și domnul Popo și domnul Valdis, după ce ne-am calificat la Stuttgart. Da. Am trecut pe primul loc, am fost pe primul loc în grupă și era sistemul ăla, locul 1 cu 3, un singur meci parcă se juca. Atunci, datorită golului lui marcat de Burdujan, noi ne-am calificat după primul loc. Și discuțiile erau în aeroport de bani. Aveam două luni de salarii neplătite. Uh-huh. Însă, haideți să înțelegem ceva. Nu înseamnă că dacă atunci se făcea performanță și totuși erau probleme cu banii, trebuie să fie și acum. Nu. Noi deja vorbim, în momentul în care se plătește, să ajunge cu salarii la zi, e wow. E normal, sunt lucruri normale, dar noi le privim deja, wow, că sunt, eu sunt ferm convins, sunt la foarte multe echipe restanțe de genul ăsta, dar la noi a fost ceva așa mai ieșit din comun, pentru că nouă promovată, deja s-a tot scris prin ziare că s-au cesionat banii și din iulie banii, din ianuarie, și normal, și eu mi-am pus problema asta, am avut o discuție și este o realitate că am vrut să plec. Dani la un moment dat a zis că mă răsfăț un pic sau că m-am răsfățat. Nu. Când a fost momentul în care ai vrut să pleci, Marius? Scuză-mă, iartă-mă un pic, vreau doar să identific momentul în care ai vrut să pleci. În sezon, dacă poți să pui exact momentul în context. După ce am promovat, ne-am întâlnit, ne-am așezat la masă undeva la un restaurant în București, eu cu Dani Coman, Radu Negus, director sportiv, și unul din secunzii mei, Costache Laurențiu. Și discutam cam ce jucători, unde să aducem, pe ce poziții. Am spus-o mereu și sunt adept omogenității. Adică nici nu vreau. În general, mulți fac foarte multe schimbări. Sunt și alte motive în spate, le știm cu toții, se învârt foarte mulți bani, dar dacă vrei să fac lucrurile corecte, trebuie să ai încredere în antrenor. Bineînțeles, dacă consider că eu sunt corect. Da. În momentul în care eu nu sunt și umblu cine știe cum, atunci îți dau dreptate, să zicem. Dar nu. Și avem nevoie pe poziția asta, pe poziția asta, pe poziția asta. Acum... hai să vedem, putem, eu asta vreau, îi spuneam Dani, să vrem stabilitate financiară, asta e foarte important, să nu mai avem problemele din play-off, că nu puteam să dăm un bonus la jucători, să-i motivăm, auzeam la celelalte echipe că erau foarte motivate ca bani și normal că lucrurile astea contează, plus problemele din spate, acele restanțe. Și astea ce, da, la multă că lucrurile vor fi ok, o să fie bine, vin sponsor lângă noi. Normal că și el ne spunea nouă ce să spunea și noi sau ce discuții aveau. Că într-adevăr, crede-mă, cam din ianuarie,
hai să spun, cred că cam prin octombrie chiar se tot vorbea de anumit sponsor, dar din ianuarie se vorbeau de niște sponsori mari. Și am văzut aceeași poveste la Petrolul și mă gândeam, Doamne, vorbesc între ei, cred. Deci Petrolul a anunțat că o să vină niște sponsori extraordinari, dar nu orice sponsor. La noi erau aceiași chestii și aceleași chestii. Mă gândeam, că pentru că nu se întâmplau lucrurile astea și jucătorii veneau, unde veneau? La mine în vestiar, în vestiar. Da. Asta am spus, că bine, m-au tot sunat și diferite persoane, oameni din fotbal și a spus pleacă. Este o realitate, asta îmi spuneau, pleacă că este groasă, falimentul și așa mai departe. Dani nu a spus că nu se pune problema. Bine, și eu în mintea mea mă gândeam, bă, dar chiar așa lumea din Sibiu se construiește un stadion extraordinar, s-au băgat zeci de milioane și pe urmă să dai cu piciorul, indiferent dacă poate sunt oameni în Sibiu sau în primărie sau în autoritățile locale care au dat acceptul acestui stadion, poate nu sunt cu Hermașta și sunt cu echipele astea din spate sau, da. Dar totuși sunt echipe, e o echipă din Liga 4, am înțeles, care ar fi, să spunem, o concurență cu noi. Nu știu, habar n-am, nici nu mă interesează. Da, dar echipa din Liga 1 e neînvinsă, adică e non-promovată și neînvinsă. Bun, nu, e n-am ajuns până acolo. Nu, era perioada de vacanță, okay. În care nu începusem. Înțeleg? Însă, în mintea noastră era, bun, dar autoritățile, cum să ai o echipă în Liga 1? Da. De ce să dai cu picior? A, când vine echipa aia din Liga 4, ajunge la Liga 1, atunci tu poți decide pe care o ții, să spunem, dacă se pune în balanță această situație. Însă, și pe noi ne miră, crede-mă. După aia, pe parcursul pregătirii, au fost probleme mari. A venit unul din patron și ne-a promis că lucrurile se vor rezolva. Am plecat în cantonament în Turcia și credem acolo foarte mari probleme. Era și Dani cu noi, probleme că nu vreau jucătorii să-și joace meciurile amicale. Normal, ei au ajuns cu piciorul, li s-a urcat până în gât, pentru că toate promisiunile au fost neonorate și atunci au zis ce să fac. Trebuie să fac, să pună piciorul în prag. Da. În momentul în care joci un meci amical, știi foarte bine că se fac contracte. Da? Și nu e în regulă, că noi asta încercam să vorbim cu jucătorii, le strici programul și celorlalți, ei n-au nicio vină. Okay. Cel care ne-a organizat turneul și antrenorii de la echipele celelalte. Dar jucătorii erau foarte încăpățânați. Dani, Măldă vorbește, Dani, nu mai e treaba mea, adică crede-mă, eu nu mai am ce să le zic, mi-am pierdut glanțele. Okay. Nu mai am ce să le zic. Okay. Păi stai seama, dacă în vacanță s-a plecat, de-abia s-a dat un salariu, pe urmă, bun, trecând pe repede înainte, cam asta au fost... Dar a fost vreun meci pe care nu l-ați onorat, deși ați avut contract semnat din cauza asta? Nu, s-au jucat toate, meciurile. Deci până la urmă i-ați convins pe jucători să joace. Da. Dar să știi că la un moment dat exista riscul deteriorării vestiarului. Okay. Pentru că jucători vreau ceva, alții, haide să jucăm, haide să ne antrenăm. Okay. Nu că și ceilalți care erau mai vehemenți nu ar fi vrut asta, dar ei erau conștienți că dacă nu pun piciorul în prag, lucrurile nu se îndreaptă. Și până la urmă... Spune-mi o chestie, iartă-mă că te întreb, cum ții ăștia, jucătorii ăștia care sunt guralivi, sunt nemulțumiți, poate au o mai mare experiență și pot deveni chiar toxici la un moment dat pentru vestiar, ok, dintr-un motiv până la urmă obiectiv, pentru că sunt neplătiți. Cum ții jucătorii ăștia? Cum îi ții totuși să-i ții integrat, să nu strice total atmosfera în vestiar? Eu apreciez jucătorii cu personalitate. Așa, asta știu. Adică ei apreciez, adică în momentul în care, știi cum e, ajung la un alt subiect și să mă aduce aminte să mă întorc vis-a-vis de plecarea mea, eventuala mea plecare la un moment dat, foarte mulți patroni și președinți controlează jucătorii. Îi sună. Nu se întâmplau, e o problemă mare. Jucătorii vorbesc direct, linie directă cu patronul. Și asta, dacă mi-aduc aminte, chiar în ziar am văzut-o vis-a-vis de Denis Alibe, chiar am dat un interviu cu câteva zile și la fel le-am dat exemplu, avea o linie directă cu patronul. Bun, sunt jucători foarte buni, se dau bani pe unii dintre ei, bani mulți, contractele foarte mari, dar eu ca antrenor vreau să-l câștig pe jucătorul ăla, nu vreau să-i dau un cap, pentru că, până la urmă, eu mă bazez pe el. Jucătorii mă fac antrenor. Da. Și mai ales jucătorii valoroși. Și atunci trebuie cumva să vorbim, că trebuie să luăm niște decizii. Dar jucătorii, asta e situația. Fiecare gândește în felul lui. Eu nu sunt de acord ca jucătorii să fie controlați. Este părerea mea, pentru că atunci și în momentul în care vrei să schimbi un antrenor, îl schimbi foarte ușor din punctul de vedere. Da. Acum, revenind la situația plecare respectivă. Ne-am întors la Sibiu, ne antrenam normal și a apărut
un reportaj, în, cred că în GSP, cu banii accesionați. Banii accesionați pe încă pe tot sezonul. Deci, practic, era Hermannstadt nu mai avea nimic de ce să consume. Da, și crede-mă, ăla a fost poate ultimul meu mesaj bun pentru jucători. În momentul în care eram în play-off, pe finalul play-off-ului, haideți că tot, v-am spus, toate lucrurile astea apăreau zilnic în vestiar și am zis ca să ne luăm bani, banii pe care îi merităm cu toții, trebuie să promovăm. Și atunci ne vom lua bani în televiziune. Ăsta era ultimul lucru. Și atunci și ei s-au gândit așa, bă, e momentul în care noi vedem lucrurile astea, că sunt cesionați, eu ca antrenor, având în spate niște discuții cu anumite persoane, du-te, pleacă, atunci da, am avut o discuție cu Dani, na, pe undeva și el era nervos că lucrurile mele, și am zis, Dani, aduceți-mi rezilierea că eu o semnez, că asta este situația, nu pot să fac așa, ce să facem? Okay. Avem bani de luat, lucrurile nu sunt în regulă, tot pe mine cade ca antrenor, pentru că la un moment dat, cine pleacă primul? Pleacă președintele sau pleacă antrenorul. Am avut o discuție pe urmă cu toții, a doua zi la masă, patronii, era administratorul special, mai era încă cineva, cred că un membru fondator sau ceva de genul. Eram destul de vehement așa și pe urmă atunci ne-a zis unul din patroni, uite, îți promit, banii când vor intra, eu îi bag înapoi în club. Okay. Da, tu dai drumul la treabă și așa. Am lăsat-o așa. Din păcate, lucrurile astea nu s-au întâmplat, pe urmă, tot întârzierile au continuat și atunci a apărut, ce vorbeam mai devreme, că nu pleacă președintele, sau până la urmă a plecat Dani. Dani, că aici au avut o discuție, am înțeles că mai aprinsă, dar acum am înțeles că lucrurile sunt ok între ei. Așa. El n-a vrut să mai apară în fața noastră, că, uite, putem să dăm un singur salariu și nu două, pentru că atunci era discuția așa, să se plătească un salariu. Și jumătățile de primă, care mă însumau în jur de vreo 100.000 de euro, da, sau două salarii. Da. Și atunci unul din patroni i-ar fi spus, nu pot să plătesc până vineri decât un salariu. Okay. El n-a vrut, sub nicio formă, a zis, nu apar iar în fața băieților așa. Și acolo am înțeles că s-au deteriorat lucrurile, din păcate. Și atunci Dani a luat decizia să plece. Mă mir că n-ai plecat și tu în momentul ăla. Chiar mă gândeam, zic, bă, poate că pleacă și el în momentul ăla. Erați apropiați, erați... Tu erai și tu nemulțumit? Și eu am plecat de la asta și n-a plecat. Adică nu stăm acum, eu am muncit și chiar mă gândeam că de-aia lucrurile, cei care mi-au tot spus asta, pleacă, și eu mă gândeam, bă, și eu am muncit să ajung iar la Liga 1. Am fost la Liga 1 cu Astra și mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Acum să dau eu singur cu piciorul, adică mă gândeam în speranța că dacă mi-a spus patronul de față cu toată lumea, da, că lucrurile vor fi ok. Adică chiar băieții mai vechi din vestiar spuneau că în momentul în care Ștefan Băcilă promite, se ține de cuvânt. Dar au avut problemele lor, din punct de vedere al afacerilor, să spunem, suntem înțelegători, dar nici nu se poate prea mult. Și într-adevăr, n-am luat decizia să plec. Mi se pare că cred că am făcut o decizie înțeleaptă. Mă gândesc și la mine. Okay. Adică nimeni nu se gândește la... Toată lumea se gândește doar la... Fiecare se gândește doar la el. Și m-am gândit la mine și cred că lucrurile sunt în regulă. Fii atent ce vreau să te întreb. Ai spus, domnule, am fost aproape să plec de nemulțumire. Vreau să te întreb dacă acum ești aproape să pleci mulțumit, adică la modul să te caute un club mai important, mai mare, cu o situație financiară mai stabilă, pentru că eu un foșnet în Liga 1, sunt cluburi importante care se pregătesc sau și-au dat afară antrenorii. E vreun semnal în piață către tine? Am fost sunat, da, după meciul de la Pitești. Da. Mi-a dat cineva un mesaj dacă mă poate suna. M-a sunat și într-adevăr a spus dacă există o șansă la 100 să te luăm, vreau să știu dacă poți veni. Și am zis că nu îmi pare rău. Așa. Nu știu, se vor alinia astrele, vreodată o voi face, nu-i problemă. Da. Dar crede-mă, asta îi spuneam, foarte mulți jucători, cât era încă portița de transferuri, vreau să pleci. Tocmai asta a zis, mister, a plecat Dani, o să pleci și tu, ce facem, așa încercăm și noi să prindem o altă echipă, dacă situația nu va fi roz aici. Și eu i-am convins pe undeva, bineînțeles, asta având discuții cu patronii, da, și să spunem că în erau promisiuni ok, atunci și asta am spus, au rămas jucătorii și să plec eu acum, cu toate că, ți-am spus mai devreme, trebuie să mă gândesc și la mine. Da. Jucători, erau mulți jucători care nu se gândeau la mine, vreau să plec, ce se gândeau la ei. Da. Și acum și puteau pleca, de exemplu, Amin Iliev a profitat de o portiță și a plecat. Nu s-a mai uitat în spate.
atunci, și eu asta i-am spus, am zis, n-ar fi corect față de jucători, de echipă, și la momentul ăsta nu mă gândesc să plec. Am zis, hai să vedem la iară ce se va întâmpla. Deci dar chiar a fost dacă, o discuție de vreo 20 de minute și atâta tot. Chiar dacă vine un club cu un buget foarte mare, care joacă în cupe europene și spune, Marius, uite, vrem să tu să fii omul care duce clubul mai departe în momentul ăsta. Știi de ce? Mă gândeam acum la Graham Potter de la Brighton, care s-a dus la Chelsea, deși făcuse o super treabă la Brighton și a plecat la Chelsea. Mirajul banilor a unui club mare l-a atras totuși. Dar vreau ca lumea să mă perceapă că sunt un om serios în primul rând. Ok. Păi, ți-ai făcut o treabă excelentă până acum aici. Îmi plac proiectele, să spunem așa, și okay. Crede-mă, în momentul în care a plecat Sibiu în vară, da, da, sezonul trecut, și s-a pus accentul pe o promovare directă, rapidă, da, chiar ne plimbam așa până mi-am găsit apartament, stând la hotel, și mă plimbam cu unul din secunzii mei și îmi plăcea foarte mult acolo în centru. Și am zis, uite, Lara, aici vreau să stăm 2 ani. Atât era contractul, un an plus în eventualitatea promovării, da, automat încă un an de zile. Și acum, dacă într-adevăr ar fi probleme, atunci aș pleca. Dar asta l-am întrebat pe Claudiu Rotar la un moment dat. Da? Știi cum e? E ușor ca antrenor să spui am oferte sau am discuții sau ceva. Este foarte ușor, da, și poate nu ai nimic. Dar da, am avut o discuție, aia nu înseamnă o ofertă sau ceva, am o discuție de 20 de minute și l-am întrebat, crezi că lucrurile sunt în regulă, vor fi în regulă, că uite, vine această pauză alea și poate și mă gândesc, știi, e bine și pentru mine, nu că lucrurile vor fi ok. Mi-ar fi greu, crede-mă, acum depinde și ce echipă e și ce, dar am zis, vreau să fiu, măcar și dacă nu voi sta până la vară, să stau până la iarnă și pe urmă vedem, tragem linie, vedem ce se întâmplă, atunci... Te trag un pic de limbă. Telefonul pe care l-ai primit era din anturajul unei echipe importante, importante din Liga 1? Na, hai să spun, eu știu cum ești tu și cu... Hai, era mai aproape de casă. Atâta tot pot să spun. Am înțeles, ok, mai aproape de casă. Fii atent. Mă uitam acum pe notele de la examenul din 2019 de admitere la licența pro și sunt notele așa. Primul, Rădoi, cu 9 și 10. Al doilea era, imediat îți spun notele, stai așa că le văd aici, al doilea era Nae Constantin, care este, ce e, nașul tău sau finul tău, că nu mai știu exact. Da. Nașul. Deci nașul 8.92, Octavian Chihaia 8.85, Marius Măldărășanu 8.74, Adrian Mutu 8.71. Primii 5, ca note, admiterea din 2019 la licența pro. Și mă gândeam, Rădoi CSU Craiova, Nae Constantin Petrolu, tu, Hermannstadt, Mutu, Rapid, toate patru în play-off în momentul ăsta. Doar Chihaia, care nu e la o echipă de seniori, e pe la juniorii Rapidului, nu e în play-off-ul Ligii 1 din top 5. Care e explicația? Antrenorul român perfecționat, care învață, începe să conteze în fotbalul românesc? Care crezi tu că e explicația asta? Să știi că eu am făcut licența B când eram fotbalist activ la, da, Rapid. Da. Că asta gândeam, că o voi lua pe partea asta antrenoratului. Timpul era atunci Mircea Rădulescu la federație și era înțelegător, pentru că noi se făcea atunci B-ul iarnă-vară, iarnă-vară, câte 2 săptămâni. Noi aveam vreo 3 săptămâni vacanța și vorbeam cu el că ne trebuie și vacanță și ne duceam, da, ne dădea, stăteam până pe la prânz. În fine, însă nu, adică studiile nu erau full-time, asta vrei să spui. N-a fost ne înțelegeau, pentru că eram fotbaliști activi. Okay. Și până la urmă jucam undeva, că atunci la licența aia mi se pare că eram și eu și Narcis Răducan și Umudică și cred că Răzvan Lucescu. Ok. Da, și ne înțelegeau pe undeva, însă pe noi, fotbaliști activi, nu ne interesa foarte mult. Era doar ca prezențele să le avem, pentru că nu ne gândeam, îți dai seama, mai aveam mult de jucat. Însă am făcut pe urmă licența A și deja am învățat foarte mult și atunci mi-am dat seama că după ce te lași de fotbal, nu le știi pe toate. Adică te gândești, ai jucat la un nivel, ai avut foarte mulți antrenori foarte buni, da? Și te gândești că îți va fi ușor ca antrenor. Nu este așa. Și am învățat foarte multe, au venit foarte mulți lectori și ne vorbeau și psihologi și fel, adică înveți câte puțin în fiecare, fiecare ia ceea ce crede el că... Da. Este bine sau percepe că îl va ajuta în viitor.
Și la licența pro la fel, și crede-mă, la licența pro noi totuși n-am făcut așa cum trebuie, în sensul că a venit pandemia, da. Trebuia să mergem în străinătate câteva zile la anumite echipe, okay, care o trebuia să fie neapărat de cupele europene, trebuia să mergem, mi se pare, la Nyon, la un seminar, toți cu toții, vreo săptămână, adică mai aveam niște lucruri din care sunt sigur că tot aveam și mai mult de învățat, dar s-a făcut mult online, dar au intrat un Cezare Prandelli, a fost Răzvan Lucescu care ne-a vorbit, Massimo Lucchesi, adică au fost oameni de la care ai de învățat și din punct de vedere pedagogic și așa mai departe. Și acum, notele. Nu vă luați după note. Adică, okay. Nu ne luăm nimic, nici după clasament, nici după note. Deci în dimineața asta ne distrugi toate statisticile. Mulțumesc mult de tot. Nu, că așa vreau să spun, să fac o glumă, că cei dinainte n-au copiat, știi că nu se... știi că... Păi cum, selecționerul copia selecționerul, i s-au suflat? Da, era selecționeră doi atunci, ei s-au suflat subiectele. Da, știi cum e? E un altfel de modalitate de lucru. Se lucrează pe grupe, se face și teorie, dar mai mult practică. Și pe urmă, okay, noi fiind o grupă, eu cu Rădu eram în aceeași grupă, tutorele nostru era Neaurică Țicleanu, și trebuia să mergem la fiecare la antrenament. Adică trebuia să fie tutorele și cel puțin unul din ceilalți, ca să nu fie singur, eu care am antrenamentul meu și trebuie să-mi fac, să zicem, faza defensivă, tema respectivă, și cu tutorele. Și trebuie să mai vină lângă noi încă unul sau doi. Acum, îți dai seama, în funcție de programul fiecăruia, trebuia să facem în așa fel, ca lucrurile astea să le facem bine. Asta până să vină pandemia și puteam să o facem așa cum trebuie. Pe urmă, normal că tu... Da, s-a întrerupt. Probabil că el sună Neluțu Varga. Nu mai contează. Ideea este că eu cred că toți am meritat să luăm această licență pro și am avut de învățat. Te sună Neluțu Varga, s-a întrerupt un pic telefonul. Glumesc, uite ce față am făcut. Mai am mult de muncă, mai am mult de muncă. Ca să ajungi acolo, da, mai e mult de muncă. Bun, fii atent. Declarația ta de acum 4 ani de la emisiune, aproape 4 ani la emisiune, aici în studio, spuneai așa, fii atent, am recitit-o dimineață și m-am amuzat. Zice, am plecat cu antrenoratul, dar e ca la pescuit, stai și aștepți, nu prea nădesc. Asta era declarația ta de acum 4 ani. Mi se pare că ai nădit destul de bine între timp. Nu, când am spus că nu prea nădesc, așa, mă refeream că nu am avut oameni care să, știi, să, nici n-am bătut la ușă. Mi-a zis odată la un moment dat doctorul Dumitru, pe care l-am avut la Rapid, aha, mi-a zis, Măldă, nu sta, dă din coate, să bat la uși, cioc-cioc, știi, pune-mă și pe mine, sau cineva, vorbește și pentru, da, mine, n-am făcut asta. Deci pentru mine, să știi că era foarte dureros. În 2010, când m-am stat de fotbal, da, am stat 6 ani de zile. 6 ani de zile, până în 2016, eu n-am antrenat. Într-adevăr, îmi doream, mă pregăteam, urmăream meciuri și pur și simplu nu s-a venit nicio... Și nu vreau să mă duc, cine știu, am zis Liga 3, Liga 4, nu, pentru că nu am ce să... Eu ca antrenor puteam să cresc, da, acolo se antrenează jucătorii 2 zile pe săptămână și așa mai departe, adică este dificil. Și până la urmă, Dani Coman făcea licența cu mine, AU, a făcut și el licența, vrea să vadă, el nu avea de gând să meargă pe partea asta antrenatului, dar vrea să înțeleagă anumite, da, lucruri. Și tot discutând cu domnul Apolzan, că mă antrenează, îmi spunea așa la o discuție la o cafea într-o pauză, Dani a auzit, las că uite facem noi echipa a doua. Și au înscris echipa a doua în 2016, exact în ultima zi, și atunci m-au pus la Astra 2. Da. Îi sunt recunoscător pentru că el a avut ochi, să spunem așa, la mine. A simțit ceva, am fost colegi, ce a fost văzut atunci, că mă implica mai mult la echipă, să spunem, vocal și fizic, să zic așa. Dar asta am spus, că nu băteam la ușă, asta mă refeream la nădit, da, știi, ca la pește. Da, am înțeles, da. Da, și pe urmă am făcut, să spunem, o treabă foarte bună, lucrând cu jucători 99-2000 la Astra 2, la fel puneam accent, același stil de joc mi l-am dorit și mulți se mirau, bă, cum poți să, uite, să joci cu niște copii totuși. Normal că era Liga 3-a, le prindea bine lor, pentru că jucau cu echipe care aveau jucători cu experiență și jucători buni. Și în 2016 era foarte tare Liga 3-a, în comparație cu ce este, da, acum, pentru că am urmărit o sezonul trecut, având și noi Hermașta 2. Și pe urmă s-a evit posibilitatea de a merge la prima echipă. Au fost diferiți antrenori, probabil, pe listă, nu au acceptat.
au plecat mulți jucători, s-au făcut așa un schimb mai mare de jucători și joi m-a sunat Dima Marian de la Astra, hai să ne întâlnim că vine și Dani, ne-am întâlnit, luni începea pregătirea, îmi spunea că vreau să vin la prima echipă. Asta a fost. Poți să ne povestești acum întâlnirea pe care ai ținut-o așa un pic misterios acum 4 ani aici în emisiune? O întâlnire în care ai spus, domnule, am fost șocat de ce mi s-a spus, pentru că cineva, probabil că Ioan Nicolae, povestea niște chestii tactice, tehnice, chestii pe care eu le discut. Adică cineva clar îi spusese în ureche ceva, pentru că el n-avea cum să știe lucrurile alea. O chestie care te-a uimit și te-a debusolat așa în întâlnirea respectivă. Poți să povestești acum ce s-a întâmplat? Bătusem pe Chiajna, da? Și eram pe locul 3. Noi în prima etapă bătusem FCSB-ul. Și mi-aduc aminte, Meme Stoica a avut un discurs de maniera în care a zis prima repriză, parcă vedea Manchester City. Adică i-am pasat foarte mult. Da. Asta mi-aduc aminte, noi chiar dacă am fost așa adversari, ne respectăm când ne întâlnim, ne vedem. Îți dai seama, am fost adversar la Cuțite, eu la Rapid, la Steaua, FCSB-ul de acum și... Totuși, el apărea vehement toate acele probleme care ieșea în presă, pe românește. Sigur, și, sigur. Pe deosebire de domnul Dinu Gheorghe, care era mai diplomat, știi? Uh-huh. În fine, și ne-a chemat la o ședință pe toți, absolut toată lumea, tot staff-ul, președinte, director sportiv, toți care erau. Noi urma să facem și un grătar în săptămâna aia. Atunci l-am zis la băieți, de fapt în ziua aia, a doua zi, l-am zis la băieți, aveți grijă, noi facem antrenamentul un pic mai repede, mai dimineață, ca să putem pleca, după care rămâneți voi. Ne-am dus acolo și, da, toți la masă, domnul Nicolae a zis, e bine, dar se putea și mai bine. Și a început să-mi spună că a greșit Belu la Iași, am luat golul de 1-0, noi având 3 ocazii singur portar la momentul ăla. Greșise, mi-aduc aminte, Alexandru Stan. Doamne, ce memorie am. Chiar că mă uimește, da. Cu Sepsi, da? Am făcut 1-1. Noi atacam. Ne-au prins pe un contraatac 1-1. Și a zis, de-aia l-am și lăsat să plece la FCSB. Adică, și pe urmă, eu încercam să explic așa de stil, de jucători. Da, da. Și la un moment dat a venit vorba de Filip Mârgilea. Filip Mârgilea, eu i-am dat banderola. Era un jucător foarte implicat, vorbea foarte mult, devotat. Și îmi spunea, uite, Mârgilea, nu urcă, nu dă la poartă, știi? Și eu am încercat să-i explic, în 4-3-3-ul ăsta, la un dat trebuie să rămână unul din mijlocaș, în momentul în care noi atacăm, asigură defensiva noastră sau pe eventuala tranziție pozitivă de asta. Încercam să, adică chestii de genul. Da. Și la care cineva de acolo a spus și are și 3 galbene, bine, nu vreau, crede-mă că nu vreau să detaliez sau ceva, dar... Tot timpul mi se propuneau și jucători și eu veneam, uite, avem așa, nu vreau acolo pe ăla, nu vreau, vedeam, nu mi se părea ok jucător respectiv peste ce avem noi. Da. Și atunci mi-a zis cineva, a zis cineva și are și 3 galbene și atunci mi s-a ridicat până aici și atunci am spus, păi da, că tu mi l-ai propus pe X, care ia 2 roșii pe meci, era un jucător foarte agresiv, nu, repet, vreau să dau nume, înțelegi? Cam acolo a fost discuția. O altă discuție a fost pe tema lui Zoua. Noi pe Zoua am vrut să luăm încă din cantonament. Am fost în Slovenia pe început. Uh-huh. Și cu Dani urmăream jucători, cu tot staff-ul. Da, și uite, ne place asta. Așa l-am luat pe Julian Beg. Îl luasem repede pe Lulacu, Neluz Roșu. Adică trebuia, pentru că au plecat mulți jucători. Și trebuia să facem rapid o echipă. Eu sunt adeptul să plec în cantonament cu, să zicem, un 90% ca lot. Pe urmă, dacă putem și vin pe parcurs, să e ok, dar asta vreau eu, acum, dacă se și poate. Și noi îl vreau pe Zoua, ce CV avea, l-am văzut, doamne, ok, cum să nu, mai căutam un atacant. Lucrurile au întârziat, am început campionatul, batem FCSB-ul și pe urmă vine Dani în biroul antrenorilor cu telefonul pe speaker, mai afară era domnul Nicolae, uite, putem să luăm pe Alibec. Da. Luăm sau nu luăm? Putem să îl vindem, scot banii și așa mai departe? Zic, da, este ok din punctul meu de vedere. La care și Dani, fiind pe speaker, zice, dar o închidem cu Zoua. Ok, bun. Și, repet, am ajuns la meciul ăsta cu Chiajna, am bătut 3-0, toate bune și frumoase și a venit vorba de Zoua la un moment dat. Că ce face cu Zoua? Și am zis așa, haide, le-am dat exemplu lui Denis, ce s-a întâmplat la FCSB.
când se lupta cu Noire și avea o perioadă mai da. Slăbuță așa și juca Denis 70 de minute, intra Noire gol. Da. Juca Denis 80 de minute, Noire gol. Presa deja, tam-tam, că ce nu joacă Noire, joacă Denis și așa mai departe. Și Denis a avut, să spunem, o cădere, pe urmă a avut o perioadă asta de pauză în care s-a antrenat doar cu un preparator și atunci a zis, haide să-l lăsăm pe Denis, da? Să-l pregătim, să-l băgăm ușor, ușor și dacă la iarnă poate să plece Denis, sau îl luăm pe Zoua. Asta am spus eu, dar normal că Zoua nu putea să stea până la iarnă. La care, păi da, dar pierdem. Luăm pe altul. Okay. Deci astea au fost discuțiile. Și chestia este că, o spun acum cu mâna pe inimă, cred că ei au simțit că dar pe mine mă interesa strict echipa, nu mă interesa, că poate mai sunt fel și fel de chestii, nu vreau să detaliem acum, dar comisioane din transferuri mai sunt, da. În momentul în care am făcut etapa următoare, egal cu voluntarul, care mergeau foarte rău, 0-0 acasă, atunci am plecat la munte tot așa. Cred că s-a întrebat campionatul, cam atunci știi că se schimba antrenorii cum este și sunt discuțiile acum în perioada asta. Și m-a sunat Dani la telefon și la telefon m-a anunțat că uite așa, 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 nu mai vor. Asta e, dar zic, dar pe cine puneți? Fii atent. Te întreb direct, crezi că cineva l-a întors pe patron împotriva ta? Să știi că sunt mulți oameni, noi le spunem chibiți, care stau pe lângă și vorbesc și poate la un șpriț, nu neapărat în tribună. Da, da. Începe, bă, ce ați făcut, nu i-ați bătut nici pe ăștia, chestii de genul. Da. Omul să fie ambiționat, nu știu ce a fost, poate în mintea lor, ei m-au pus accidental, pentru că au vrut să pună, nu știu, erau vreo trei antrenori care se discutase. Și atunci, hai bă să punem repede un antrenor, că de-aia m-au pus joi, lunea începea pregătirea. Da. Adică eu sunt conștient de lucrul ăsta, era șansa mea și am acceptat-o și am profitat de ea, că până la urmă rezultatele au vorbit de la sine și jocul. Uh-huh. Dar când m-au demis, eram pe locul 3, cea mai bună apărare, cred că la egalitate cu Sepsi. Și eram la 3 puncte de primul loc FCSB-ul pe care nu îi bătuse în prima etapă. Da. Deci undeva, să spunem, puteam să nu plec, dar îl puneam pe Dan într-o situație pentru că el poate s-a bătut pentru mine, hai să-l punem pe Măldă. Și atunci puteam să stau, nu plec, asta e situația. Dar, crede-mă, i-am spus lui Dani, lasă-mă să-mi iau și la revedere de la băieți, cred că era marți, când am ajuns în vestiar, deja erau doi francezi sau doi jucători, cu Mengolo, Zoua a venit pe zilele următoare. Da. Deci imediat lucrurile s-au schimbat pe undeva. Chiar am avut așa un speech cu jucătorii și m-am emoționat, am început să plâng. Eu nu plâng de fel, dar pur și simplu am pus foarte mult suflet și nu putea să mă abțin. Și la care Filip Mârjileac, capitan de echipă, a zis, vreau să vorbesc și eu în calitate de capitan. Și a zis, sunt de 5 ani în România, este prima dată când am simțit că am jucat fotbal. Și pentru mine aia a fost cea mai mare satisfacție pe care frumos am auzit-o vis-a-vis de stilul meu de a antrena sau ce s-a întâmplat în perioada aia de 3 luni de zile. Dar cred că am încurcat pe cineva, de-aia am plecat. Cum ajungi la sufletul jucătorului? Ce faci special? Că e clar că ai ceva, tu poate că nu realizezi, dar e ceva special din ce faci și ajungi la sufletul jucătorului făcându-l să joace chiar și când e neplătit. Da, e soția undeva mai lângă mine și mai sunt eu. Așa este, sunt eu. Sunt sincer. Crede-mă, sunt sincer. Spun jucătorului când greșește și că depinde. Acum încerc să mă calm. Îi spui față în față sau îi spui de față cu toată lumea? Cum faci? Că e important totuși. Nu, am momente în care dacă simt că lucrurile nu sunt în regulă, o fac de față cu toții pentru ca toată lumea să vadă. Okay. Nu vreau ca la un moment dat să-mi spună cineva, uite, pe jucătorul X l-a iertat, pe mine acum nu. Nu vreau să ajung în situația asta, pentru că asta se întâmplă. Eu știu foarte bine lucrurile astea. Și atunci sunt lucruri de încurajare în momentul în care mai vorbești și individual cu ei, uite, nu faci bine aia, nu faci bine aia, nu ești pe o pantă bună, greșești aici, ceva se întâmplă, vezi ce faci, dacă faci lucrurile respective, atâta timp cât tu n-ai o formă bună, nu mai le face, fă altceva. Sunt lucruri sincere și că nu atât, asta e... încerc să fac antrenamentele plăcute, mă pun în locul jucătorului, ce mi-ar plăcea astăzi, pe lângă un ciclu săptămânal. Gândindu-te la Rednic, cum făcea Rednic antrenamentele plăcute, cu tricouri, cu bonusuri, asta era metoda lui Rednic. Făcea meciuri între voi cu bonusuri, aducea tricouri de la fabrica lui, vă motiva și totul era plăcut la antrenament. Ce făcea, Neamice avea o chestie, ajungeam proaspeți la ora jocului.
Deci asta era o chestie a lui pe care n-am auzit-o la niciun antrenor. Nu că, na, și la ceilalți eram vână, cum spuneam noi fotbaliștii, dar făcea cumva și eram, aveam prospețime, știi? Da. Ultimele două zile punea accent pe jocuri, pe competiție, dar să știi că același lucru, uite, am întâlnit-o la Neapoi Iordănescu. Jucam la momentul ăla, era o an de zile, da? Ultimul antrenament din Ineantul Școli, jucam tineri cu bătrâni. Jucam pe lățimea terenului și vedeam totul. Îți dai seama, totul. Și la meci, parcă nu mai aveam vână aia. Și noi, bine, pe urmă, ușor s-au schimbat lucrurile. Se lucrează pe teren redus mult. Okay. Și atunci, din punct de vedere fizic, nu mai te epuizezi în funcție de ziua de dinaintea jocului, cu o zi sau cu două zile. Acum fiecare antrenor ești în felul lui. Da. Însă, te-am zis, sunt sincer, vorbesc cu ei și toată situația asta, așa am judecat-o, toată situația asta grea. Da, și atunci ei m-au perceput. Eu de când am antrenat în 2016, că am fost la Astra 2, Astra, Metalul Grupul și aici am pus accent pe grup. Am avut antrenori în 10 ani de zile, am schimbat, să zicem, sau au fost cam 3 cicluri, să spunem că am prins. Da, au trecut foarte mulți antrenori pe acolo și foarte mulți jucători, rămânând cam, să zicem, un nucleu. Da. Noi fiind în 97-98 când am mers acolo de ne-a adus Nea Mircea Lucescu, pe urmă am rămas câțiva cam până, să spunem, în 2008, eu atunci am plecat de la Rapid. Și am avut antrenori care au pus accent pe asta și eu nu aveam cum ca antrenor să nu fac așa ceva. Mai ales că mie îmi plăcea și eram un jucător care îi strângeam. La un moment dat când ajunsesem un jucător cu experiență, îi țineam lângă noi, că mai venea antrenorul. Eu, Ilie și Maftei, mai era Adi Enci, da, luați-i lângă voi, hai, mai dați-le una peste ceafă la aia mai mici care simțiți că o ia pe arătură. Acum jucătorii sunt un pic mai sensibili. Lucescu avea o tactică pe care înțeleg că a luat-o și Rednic, și culmea lui Rednic i s-a spus strâmbul pentru chestia asta, deși el învățase de la Lucescu, se ducea la titulari sau oamenii pe care avea el în titulari și le spunea, cum voi am 100% încredere, voi o să jucați. După care se ducea la rezerve și spunea, titularii îi schimb, mă pregătesc să îi schimb, voi, în voi am încredere. Doar că jucătorii vorbeau între ei, asta e o chestie povestită de un fost jucător de-a lui Mircea Lucescu, discutau între ei și nu prea era în regulă, adică mesajul antrenorului era un pic de, bă, cam cu dublă față în relație cu jucătorii. Faci chestia asta totuși ca să-i motivezi? Asta zici că făcea Mircea Lucescu sau Mircea Rednic? Da, Mircea Lucescu povestită de un mare internațional român, am ascultat-o din gura lui, am auzit-o. Și apoi am auzit-o la Rednic, o povestesc toți despre Rednic, că făcea chestia asta. Da, da, la Nea Mircea Lucescu nu s-a întâmplat lucrul ăsta, cel puțin la mine nu. Okay, okay. În primul an am luat campionatul primul an la Rapid, am jucat 33 din 34 de meciuri. M-a scos un singur meci, direct din titular, am fost în tribună la Piatra Neamț. Da. Nu venea să-mi spun. Deci eu la un moment dat eram, mai venea la jucători, așa înainte de meci, când se încălzeau până să iasă pe teren și nu spunea nimic. Pam, și mă gândeam, păi, dar de ce nu spune, n-are încredere, nu, n-are. După care am realizat că eu, din punct de vedere tactic, respectam foarte mult. Eu, crede-mă, eu eram un jucător foarte dezorganizat la Petrol. Eu plăcea, eu driblam foarte mult la Petrol. Eu la Rapid, m-am disciplinat și îmi spunea, nu juca când ești cu spatele la poartă, redublează, joci pe un care vine cu fața, poziție, informează-te și așa mai departe. Și lucrurile astea le-am băgat la cap, am încercat, bineînțeles, făceam foarte multe greșeli, că mai făceam o atingere în plus, mai nu știu ce. Asta e, știi cum e. Când ești jucător tehnic, devii un pic superficial în anumite momente. Asta le spun eu acum celor tehnici, jucătorilor care i-am la Sibiu. Dar nu, la el nu știu. Poate ai dreptate, nu. Dar într-adevăr, la Nea Mircea Rednic, da, se întâmplau lucrurile astea. Venea pe mie, eu am mai avut așa, bine, el îmi spunea sufletul echipei, am avut relații foarte bune până la un punct. Pe urmă a considerat el niște lucruri ne la locul lor, că nu l-am susținut când domnul Copos l-a dat afară pe Răzvan Lucescu și nu l-am susținut pe Răzvan. Da. Dar noi atunci n-am avut nimic cu Mircea Rednic. Când v-a spus tricourile pe gar, nu? Povestea cu tricourile pe gar. Da, da, da. Că același lucru am făcut pentru Mircea Rednic când l-a adus pe Neavio Hizo. Da. Și noi l-am întors pe domnul Copos și l-a readus pe Mircea Rednic, înțelegi? Adică, pe urmă, credem, a venit Neavio și stăteam și venea Neavio să vorbească cu noi și a zis, bă, mă, dă-mă ajut și pe mine. Eu mă uitam, bre, Neavio, n-am avut nimic cu Matale, cu alea, s-a bă, liniștit. Adică, Neavio nu era ranchinul ăsta absolut deloc. Deci, okay. Crede-mă, a fost ceva extraordinar. Adică ne simțeam când a revenit după o perioadă a antrenor la Rapid, noi știam ce s-a întâmplat și
ne gândeam atunci, am s-o răzbuna omul, cine știe ce o face, ce a venit și eu am zis, bre, n-am avut. Noi cred că am considerat că înfrângerea cu Brașovul, când l-a dat afară pe Rednic, n-a fost vina lui, ci a noastră. Da. E, Rednic n-a mai perceput lucrul ăsta la fel, când urma să vină el și noi l-am readus pe Răzvan. Asta a fost. Și pe urmă noi am avut o situație un pic mai complicată, dar revin la ce ai spus tu, urma să jucăm la UTA și la un moment dat am trenat antrenamentul, plecam spre vestiar așa, ne antrenam pe un teren mai undeva mai la depărtare și la un moment dat mă strigau băieții, măldă, mă întorce, vrea neamicea să vorbească cu tine. Eu mă întorc, mă duc la el și îmi zice, vezi că bați tu lovituri libere, fazele fixele, bați tu toate. A dat și Matei ăsta un gol și nu mai mă înțeleg cu el. Eu am avut câteva meciuri care n-am jucat și înainte eu le băteam. Da. Eu băteam corner, băteam lovituri libere. Da. În perioada asta, că era Schumacher mai înainte, bătea el, n-aveam loc de el, nu mai zic Dănuț Lupu și așa mai departe. Eu nu băteam lovituri libere în perioada aia, dar pe urmă, ușor am început să execut. Și băteam cornere și mi-a spus lucrul ăsta, vezi că bastu totul, nu mai am înțeles cu Maftei, că a dat și el un gol și... Și acum mă așteptau săpunarul Perjică, mă așteptau la... Să știa că noi am avut așa o... Nu mai ne înțelegeam noi bine. Da. Și la un moment dat am ajuns la vestiar și ia zi-vă omul de ce... Zice, păi mi-a spus că bat eu fazele fixe, le bat eu toate. Bun, ajungem la UTA, a doua zi ședința tehnică înainte de a merge spre stadion și pe foi acolo era corner din dreapta, bate X, mă-l dă în paranteză. Lovitură liberă centrală, bate Y, mă-l dă în paranteză. Și se uitau toți la mine și zicea. Capitan Dani Coman, mi-a luat și banderola. Ah, incredibil. Da, atunci Maftei cred că a fost suspendat. Da. Și normal eu era capitan și a dat-o lui Dani, săracu a și greșit, a făcut unul, mi se pare că a scăpat el în față și au dat golul egalizator UTA, s-a terminat 1-1 și cam asta a fost. Adică nu vreau să mai detaliez, sunt multe chestii povestite, dar fii atent. Vreau să te întreb o chestie. Ești un antrenor, ai momente în care ești sever cu jucătorii tăi sau prefer mai degrabă dialogul și o atmosferă mai relaxată la echipă? Ok, deci serioasă? Până acum am fost sever, dar într-adevăr sunt momente în care mă enervez și atunci mai ridic tonul și nu-mi place, adică eu mai mă bag cu ei la miuțe și la posesie, să spunem. Și atunci de ce mă bag? Că îi simt că au poziționare greșită, uite, nu vii pe culoar la pas, adică nu te miști. Am avut așa discuții, de exemplu, cu Ciocâlteu, dau un exemplu, la Metalul Globus. Jucător foarte tehnic pe care, când ne-a fost propus, am vrut să-l aducem, îl știam de la Petrol. Da. Și a venit și mă băgam și nu se mișca deloc, l-am lăsat două meciuri în tribună. Pur și simplu nu știa de ce, două meciuri l-am lăsat în tribună. Păi eu a zis, ce fac, eu la vârsta mea alerg mai mult ca tine. Păi nu-i normal. Și atunci lucrurile astea le reglez, eu mai mă bag, dar știi cum e, intru neîncălzit, apare o contractură, ies afară, mai râd băieții. În fine. Nu, dar n-am avut chestii agresive și până acum n-am avut probleme. Că se poate întâmpla să dai și de jucători care poate nu sunt foarte înțelegători sau poate nu te percep că ești corect. Da. Știi cum sunt? Da. Bă, e pervers, iară, nu, că-l bagă pe ăla, că nu știu ce. Văd numai așa că mai văd admiți jucători nemulțumiți. Mai vorbesc cu ei sau îi las în pace. Am avut o discuție cu trei jucători după ce am bătut la Steaua sezonul trecut în play-off. Da. Și i-am chemat și am zis, care e problema? I-am văzut și a zis, nu, mister, și noi vrem să jucăm. Na, era stadionul din Ghincea foarte bun. Ah, da, Neluțu Varga revine cu un mesaj către Marius Mărădărășanu. Încercăm să restabilim legătura cu antrenorul momentului în Liga 1, omul care neînvins în Liga 1 în 18 meciuri, la Astra și la Hermannstadt, o performanță nemai întâlnită. Să fii neînvins în meciurile de Liga 1, 18 meciuri, Hermannstadt locul 3 cu 6 victorii, 4 egaluri și nicio înfrângere în 10 meciuri, cu o restanță și, mai important de atât, cu 3 meciuri în care a condus și a fost egalată. Deci probabil alte 6 puncte în plus pentru Hermannstadt scăpate printre mâini de echipă. Ar fi fost lider în Liga 1 cu punctele pierdute în meciurile încheiate la egalitate, unul dintre ele cu FCSB în care punctele s-au pierdut chiar în minutul 90. Da, încercăm așadar să discutăm din nou, să vedem dacă reușim să-l mai prindem pe Marius Mărădărășanu și să continuăm un pic poveștile, să mai stăm câteva minute de vorbă cu el, să-l întrebăm despre principiile
după care se ghidează echipa sa. Mihai Stoica asemăna Astra cu Manchester City cândva și are un stil de joc, Măldărășanul la Hermannstadt, care presupune posesie și un joc ofensiv al echipei, un lucru nemai văzut la o echipă nou promovată, care în mod normal își propune să supraviețuiască și să scoată, să stoarcă punct după punct în meciurile de campionat. Da, ia să vedem dacă reușim să discutăm cu Marius Măldărășanu. Marius, ne auzi? Da. Bun. Mai stăm câteva secunde să vedem dacă îl prindem pe Măldărășanu la telefon. E o problemă cu Skype-ul, evident. Bun. Ia asta, să mai vedem. E o declarație interesantă dată de Marius Măldărășanu în ultimele săptămâni. Așa a vrut Dumnezeu, spune el, după un meci în care a pierdut două puncte. Și să vedem dacă cumva se gândește la o venire la FCSB, unde e importantă și o declarație de genul ăsta, nu doar ce propune un antrenor și ce rezultate obține. Ce rezultate obține pe teren. Bun, dacă nu reușim să restabilim legătura cu Măldărășanu, o să ne revedem cu el în scurt timp, probabil în zilele următoare, să mai discutăm un pic despre ce face el la Hermannstadt și o să mai discutăm în zilele următoare și despre ce se întâmplă la echipa națională, o să mai discutăm și despre ce se întâmplă la CFR Cluj, unde Dan Petrescu este pe punctul de a pleca, însă Neluțu Varga n-ar prea vrea să plătească clauza de 400.000 de euro. Da, Marius, ne auzi? Da. Ok. Încercăm să restabilim legătura cu Măldărășanu. Da, e o clauză de 400.000 de euro pe care Dan Petrescu o are în contractul cu CFR Cluj. Și Neluțu Varga n-ar vrea să plătească această clauză. Vrea să-l aducă pe Cosmin Contra, însă Contra are nevoie de garanții. După ce s-a fript la Dinamo, unde echipa era într-o situație dificilă, în insolvență, au venit spaniolii care au devalizat clubul. Contra vrea acum garanții de la CFR Cluj, de la patronul CFR Cluj, din cauza datoriilor imense pe care clubul le are și în special la Neluțu Varga. Sunt împrumuturile pe care Neluțu Varga le-a făcut către clubul CFR Cluj. Sunt peste 20 de milioane de euro datorie la CFR Cluj, iar Contra are nevoie de o garanție că nu vine la CFR Cluj și clubul intră în insolvență sau chiar în faliment la scurt timp după aceea. Petrescu, în același timp, spuneam, ține de bani și probabil că va fi plătit de Neluțu Varga, care pare sătul de ce se întâmplă în club. Sunt tot mai multe declarații în contradictoriu între finanțator și Dan Petrescu. Acuze de o parte și de cealaltă. Varga îl acuză pe Petrescu că i-a cheltuit banii. Petrescu îi acuză pe cei de la Cluj că nu îl susțin. Cam asta este atmosfera, un fel de dute vino așa între cele două părți, care probabil că se va finaliza până la urmă cu plecarea lui Petrescu. În timp ce la FCSB lucrurile sunt și ele foarte, foarte dificile. Echipa nu produce nimic în Liga 1, nu prea produce nici în Europa, deși s-au făcut niște transferuri de milioane de euro. Bun. Nu reușim să restabilim legătura cu Marius Măldărășanu. Vă mulțumesc mult pentru prezența în această dimineață la GSP Live. Ne vedem mâine dimineață cu agentul de jucători, mă rog, consilierul de agent de jucători, Victor Becali. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru toate informațiile importante, relevante din sport, din sportul românesc, din sportul mondial. O zi bună, pe mâine!